Milioane de americani s-au trezit cu sărbătorile de iarnă date peste cap din cauza furtunilor de zăpadă. Companiile aeriene din Statele Unite ale Americii au anulat 5.000 de zboruri. Milioane de americani care aveau vacanțele de Crăciun plănuite au rămas blocați în aeroporturi, ori au fost nevoiți să se întoarcă acasă după ce o furtună masivă de zăpadă a lovit Statele Unite ale Americii. Peste 4.400 de zboruri au fost anulate din cauza bombei ciclonice, așa cum a fost numită de meteorologi furtuna de iarnă. Vremea extremă a coincis cu începutul unui sezon de călătorie de vacanță care ar putea fi unul dintre cele mai aglomerate care au avut loc vreodată. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis și el un mesaj tuturor americanilor care nu iau în serios atenționările meteorologice. We've tried to contact 26 governors so far in affected regions. And I know this is, you know, it's not like a snow day, you know, when you're a kid. This is serious stuff. My team is prepared to help communities. Administrația Federală pentru Aviație a impus o serie de măsuri de degivrare suplimentară a avioanelor pe mai multe aeroporturi de unde încă se pot ridica aeronave. Conform administrației, vremea severă de iarnă va avea un impact puternic asupra zborurilor și se vor înregistra întârziere ale avioanelor de pe aeroporturile din Boston și Washington, aeroporturile internaționale Seattle, Tacoma și Portland, precum și Aspen din Colorado.